alte tipuri de înmulțire: vegetativă, prin spori, înmugurire, diviziune. Resurse educaționale pentru clasa a șaptea. Înmulțirea vegetativă sau asexuată se realizează fără a implica celule sexuale. Deci, prin organe vegetative, spre exemplu, prin frunze, fragmente de ramuri sau de rădăcini, prin organe de depozitare cum ar fi bulbi, tuberculi sau rizom, prin despărțirea tufelor, prin altoire. Butășirea este un proces de înmulțire vegetativă prin care se folosește o bucată de tulpină sau o frunză pentru obținerea unei noi plante. Există situații când această parte de tulpină sau frunza, înainte de a fi plantată în pământ, să fie lăsată în apă, dezvoltând astfel rădăcini. În acest fel se pot înmulți sălcile sau begonile, violetele africane sau vița de vie. Înmulțirea prin marcotaj se face prin lăstari îngropați în pământ. De la nodurile acestor lăstari se formează rădăcini adventive, apărând noi plante. Prin marcotaj înmulțim vița de vie, magnoliile, chiar și alte plante de cultură. Altoirea reprezintă un alt proces de înmulțire vegetativă, prin care un mugure sau un lăstar al soiului de plantă de la care dorim să păstrăm caractere, cum ar fi calitatea fructului sau aspect al florii, parte care se numește altoi, este transplantat pe tulpina unei specii sălbatice sau cultivate înrudite. Aceasta din urmă numindu-se portaltoi. Înmulțirea prin spori. O întâlnim la unele ciuperci, la mușchi și ferici. La ferici, sporii sunt grupați pe dosul frunzelor în niște formațiuni maronii care poartă numele de sori. Înmulțirea prin înmugurire o putem întâlni la drojdia de bere. În condiții propice de viață, o celulă formează o umflătură numită mugure. Mugurele crește și formează la rândul său alt mugure, despărțindu-se de celula mamă sau rămânând atașat de ea. În final, se ajunge la o colonie de ciuperci. La bacterii sau la protozoare, ca de exemplu la euglena verde sau la parameci, apare înmulțirea prin diviziune. Astfel, la maturitate, celulele încep să se dividă, dintr-o singură celulă apărând două celule fiice identice, care cresc rapid, apoi se divid la rândul lor. Această diviziune are loc în condiții favorabile, organismele înmulțindu-se extrem de rapid. Preparați un aluat, folosindu-vă de făină, apă caldă, zahăr și drojdie. Lăsați aluatul la loc călduț și apreciați-i mărimea inițială. Verificați aluatul după aproximativ o oră, apoi după două ore. Ce observați? De ce credeți că au apărut modificările? Thank you.
modelaj din plastilină, diviziunea directă la bacterii. Spor la lucru!